Un accident cumplit a avut loc aseară pe șoseaua Hunedoara Deva. Tragedia a fost produsă de un tânăr. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a salva victima. Doi tineri circulau cu un autoturism dinspre Hunedoara spre Deva, iar în dreptul podului, bărbatul aflat la volan în vârstă de 29 de ani, a pierdut controlul direcției, a lovit parapeții din beton și s-a răsturnat cu mașina într-o râpă de circa 10 metri, lovind și un copac. Echipajele de prim ajutor și descarcerare și echipa serviciului de ambulanță județean Hunedoara au găsit în autoturismul ieșit de pe partea carosabilă un tânăr de 29 de ani rănit și un pasager aflat în stop cardiorespirator. Ambii încarcerați, concomitent cu operațiunile de descarcerare, s-au desfășurat manevrele de stabilizare a victimelor. Din păcate, unul dintre tineri a decedat. Conducătorul autoturismului a fost stabilizat de echipele medicale și transportat cu ambulanța la unitatea de primiri urgențe din Deva. Pasagerul decedat avea 28 de ani și era din Deva.